4, am o revanșă cu Isca Ismailov. Am luptat cu el, l-am câștigat. Cred că ceva în luptă nu i-a convins și vrea revanș să avem înapoi. Eu am acceptat, deja pe data de 4, îl aștept cu plăcere. Sunt pregătit, sunt în formă bună, octagonul o să arăt. Nu pot să spun că o să termine înainte de timp sau toate 3 raunduri o să luptăm. Deja o să vedem pe loc. Deja să trec de această luptă și aștept un revanș cu Denis Palancică. Aștept să-mi iau revanș foarte, foarte tare. Devizul meu este, dacă vrei să-mi vinci, trebuie să lupți până la urmă. Gheorghe Lupu o să aibă revanșa cu luptătorul azier din România. Pot spun la momentul dat că sportivii sunt într-o formă foarte bună. Unul din cei mai talentați luptători tineri, Gheorghe Lupu, va avea o luptă de revanșă, dar revanșa este pentru Azero Iskar Ismailov, un luptător foarte bun, interesant. Ismailov își dorește revanșa, este gata de o luptă puternică, dar sperăm Lupu să-și arate caracterul și maestria sa de luptător.